Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și auto Și acum aș vrea să vă răspund la o întrebare care provoacă destul de multe controverse, să zic așa. Cum este mai bine să fii? Angajat sau angajator? Sau să zicem antreprenorilor de angajator. Da? Să zicem de fapt angajator, că dacă ești antreprenor există șanse să ai la rândul tău angajați. Nu neapărat, dar există șanse. Ok, cum este de fapt mai bine să fii, cum este mai avantajos să fii. Să fii angajat, să lucrezi pentru cineva sau să fii pe picioarele tale pe cont propriu. Ei bine, aici depinde foarte mult răspunsul de modul în care tu îți conduci viața. Pentru că în lumea aceasta mare sunt oameni care vor să fie conduși de către cineva și sunt oameni care vor să conducă pe alții. Acum depinde din ce categorie faci parte. Dacă cumva faci parte din categoria oamenilor care așteaptă sarcini, așteaptă să aștept să-ți dea cineva ce să faci, ești cumva, cum să spun, nu neapărat, îmi venea să zic cuvântul comod, dar nu are legătură cu comoditatea de fapt, ce are legătură cu felul tău de a fi. Dacă tu ești un om foarte bun de echipă, dacă tu ești un om care este foarte bun în bucata lui și atât, atunci probabil că este cel mai bine să fii angajat. Bine, nu zic eu, habar n-am cum e cel mai bine pentru tine. Vorbesc la nivel de caracter, atât atât. Dacă, în schimb, ești mai rebel, îți place să faci lucrurile în felul tău, suporți destul de greu sarcinile sau viziunea cuiva, ăsta e genul meu, de exemplu, și, din contră, îți place ție să coordonezi și să dai altora, atunci cel mai probabil este potrivit să fii antreprenor. Știu că toată lumea, sub o formă sau alta, visează să fie antreprenor. Dacă mă întreb pe mine, aceasta este și, nu știu, direcția secolului, secolului următor. Probabil că, într-un final, vom deveni toți, o, sub o formă sau alta, antreprenori. Cred eu, habar -am. Cu toate că, mă rog, o să fie nevoie de oameni care muncesc pentru alți oameni. Dar asta nu înseamnă că, de fapt, dacă ești antreprenor, nu muncești pentru altcineva. Din experiența mea de antreprenoriat, eu din 2004-2005 am o firmă, așa încât știu ce înseamnă. Între timp am avut mai multe firme, asta e partea a doua. Știu ce înseamnă aproape să dai și falime, știu ce înseamnă să dai și în bară, știu ce înseamnă și să ai succes. Din postura mea de antreprenor pot să spun în felul următor: că sunt momente în viața ta de antreprenoriat în care ai mai, infinit mai puțin bani decât atunci când erai salariat, că sunt momente în care muncești infinit mai mult decât o făceai atunci când erai salariat și că sunt momente în care aduci bani de acasă pentru a avea bani de salarii, ca idee. Deci sunt asemenea momente, sperat că nu foarte multe, dar sunt. Eu am trecut și prin asemenea momente. Pentru că atunci când ești antreprenor, nu mai ai garanția venitului fix pe care le aveai înainte. Nu o mai ai, pentru că se poate întâmpla funcție de calitățile tale de manager, de lider, de executant și așa mai departe, de bun organizator și bun strateg, este posibil că toată să o dai și în bară. De genul cineva să nu-ți achite facturile pe care tu le-ai emis sau să pe care le-ai prestat. Vezi, nu mai este că atunci când ești angajat că faci, nu faci, Ajunge ajungi, nu ajungi, îți iei salariul. Nu. La, când ești antreprenor, nu știi niciodată dacă îți vei încasa banii. Mai ales într-un context economic în care legislația, să spun așa, că toate mai favorizează persoanele neetice, să nu le zic hoții. Bun, în situația asta nu contează, tu ai prestat serviciu, ai băgat acolo tot ce ai avut, nu știu, materii prime, ai avut tu cheltuieli la rândul tău, așa încât este nevoie să-ți plătești angajații care au muncit pentru treaba aia. nu contează că nu te-a plătit clientul din vari motive și ajungi în situația în care vii cu bani de acasă. De asemenea, sunt și situații pozitive în antreprenoriat în care îți faci timpul așa cum vrei. Și asta e o parte cumva relativă. Eu aud foarte multe, nu știu, oarecum... Povești, trebuie să spun, că vezi, Doamne, după ce de ai antreprenor, totul e rost, totul e albastru și totul e așa și vai de mine o să curgă numai vacanțe peste tine și nu o să mai muncești deloc. Nu știu dacă este așa. Eu, în experiența mea de antreprenoriat, nu a fost așa. Ce pot să spun este că, într-adevăr, muncești mult, cu o organizare bună și cu o viziune bună reușești să ai și bani foarte mult sau mai mult mai mult decât ai fi avut ca și angajat, însă nesiguri, ca să ne înțelegem, da? nu există un venit sigur. Pe de o parte, pe de altă parte există și reversul în care câteodată, cum ziceam, ajungi să plătești din banii tăi salariile, o altă dată poți să-ți permiți vacanțe mai lungi decât au ceilalți, dar cred că după o perioadă în care tu ai experimentat deja ce înseamnă acest antreprenoriat, și ți-ai făcut un buget prin care tu să-ți permiți lucrurile acestea. Pentru că dacă ești la început, părerea mea este că este de muncă, până să formezi o bază de clienți, mai ales depinde de jobul și de, job de businessul pe care îl ai, e un pic de muncă la partea de antreprenoriat, dar și satisfacțiile pot fi imense. Pe partea cealaltă, ca și angajat, lucrurile sunt mai stabile, sunt mai predictibile. A, ah, uite, de exemplu, dacă ești o persoană care îi place să previzioneze totul, să planifice totul, să aibă lucrurile foarte sub pământ, să zic așa, sau sub picioare, atunci probabil că la nivel de caracter se potrivește mai mult statutul de angajat, pentru că acolo când ești angajat lucrurile sunt relativ simple, ai un program oarecum stabil de lucru, ai niște venituri oarecum stabile, ai o perioadă de concedii oarecum stabile, Adică lucrurile sunt cumva uh, clare și predictibile. În momentul în care ești antreprenor, s-a cam schimbat foaia. Nu prea mai e nimic predictibil. Astăzi este totul extraordinar, mâine s-ar putea să nu ai bani de factură. Pentru că, repet, indiferent câți bani ai pune deoparte sau ce fel de metodă ai avea, dacă ajungi în situația în care clientul să nu te plătească și e vorba și de o sumă mai măricică sau de servicii pe care tu le-ai prestat sau chiar le-ai fabricat și atunci ai costuri cu materii prime, costuri cu salariații, costuri de tot, toate, felurile de costuri, atunci e de muncă. asta spun, sunt avantaje și dezavantaje de ambele părți. Dacă foarte mult tipul tău de caracter, ție-ți place să ai Cineva cumva să vegheze să aibă viziune pentru tine Atunci cel mai probabil este potrivit să fie angajat Dacă în schimb tu ești omul cu viziunea Tu ești, de, cum să zic, spărgătorul de gheață Care merge mai departe Tu ești acel om care își asumă riscuri Atunci probabil că este mai potrivit să devii antreprenor Pentru mine personal, clar Antreprenoriatul este indiscutabil cea mai bună formă De a exercita, să zic așa Partea aceasta de activitate profesională. Dar depinde de fiecare. De asemenea, este foarte important când devii antreprenor să înveți să fii un lider, să înveți să fii un manager, să fii un bun organizator, să fii un om cu viziune. Lucrurile acestea se învață. E adevărat, mai încet, mai greu, dar toată lumea le învață. Ok, sunt multe de spus pe această direcție, poate o să mai fac un video separat. Dacă vrei mai multe, te aștept cu mare, mare drag la cursurile de formare în coaching, prin care în primul rând să descoperi pe tine, să descoperi liderul din interiorul tău, să ieși din jocurile păcătoase și mai știu ce alte jocuri poți să mai faci și să intri de fapt în lumea oamenilor fericiți și oamenilor care se cunosc pe sine. Acum nu-ți imagina că dacă faci un curs îți se rezolvă toată viața, dar ți se rezolvă sigur acea bucătă, bucată de viață importantă pentru tine. Așa că eu te aștept cu mare drag anul acesta în 2017, în februarie 22 față în față în București sau în aprilie 24 online din fața calculatorului tău în direct sau din mai 24 în București față în față. Detalii pe academia de coaching.ro sau la 0752 163, 163 Eu te aștept cu mult, mult drag și îți doresc să-ți găsești calea cea mai potrivită de angajat sau de antreprenor, indiferent cum bucură-te de orice secundă din viața ta, prin orice rahaturi fi cu până acum, că oricum nu contează. Te îmbrățișez cu inima, te rog, dă un share la acest video și cine știe, poate cuiva îi folosește. Te pupa!